Este ora 9, bun găsit la știri. Este alertă în sudul țării din cauza poleiului. Meteorologii au emis cod galben de precipitații și polei. În plus, probleme mari creează și ploaia înghețată care acoperă totul cu gheață. Și ca și cum peisajul de iarnă nu ar fi complet, ceața densă reduce vizibilitatea la mai puțin de 50 de metri. Mașinile erau acoperite în această dimineață cu un strat extrem de gros de gheață. Șoferii au stat minute în șir pe lângă autovehicule până când au reușit să le dezghețe. Nu eram pregătit pentru așa ceva. Și trotuarele au devenit adevărate patinoare, dar pe străzi s-a circulat destul de bine. Pe carosabil este bine, nu este gheață, este doar apă. S-a circulat foarte bine. Acum utilaje de dezăpezire și se dea cu antidrapan pe stradă? La ora asta acum n-am văzut niciunul până acum, dar cred că au fost azi noapte, că văd că nu este gheață pe jos. Ați avut probleme pe linia de contact a tramvaiului? Din cauza gheață. Flamează un pic firul, dar nu sunt probleme. A intervenit și echipele de la dumneavoastră la... Se circulă foarte bine. Eu vin din Berceni și echipajele de la salubrizare, de la dezăpăzire și-au făcut treaba. Practic nu există polei. Eu m-am întâlnit până acum cu 2-3 mașini care împrăștie sare. E foarte bine, se circulă bine. Cum se circulă în acest moment în capitală, știind că în acest moment foarte este bine, să vede că s-a dat cu ceva pe jos și se circulă bine. S-a alunecă în anumite porțiuni? Pe unde am venit eu nu s-a alunecă deloc. Și la Buzău, ploaia înghețată a pus la încercare nervii șoferilor. Meteorologii au emis cod galben de polei în capitală și în alte 8 județe din țară. Așadar, doamnelor și domnilor, probleme mari din cauza poleiului, în special la primele ore ale dimineții, și suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu domnul Titi Aur, expert în conducere defensivă, pentru a înțelege și pentru a ne explica la ce ar trebui să fie atenți șoferii atunci când circulă și întâlnesc zone acoperite cu polei, gheață sau ceață densă, așa cum se întâmplă în această dimineață. Ați văzut în foarte multe zone din țară, în special pe autostrăzi, vizibilitatea a scăzut și sub 50 de metri. Bună dimineața, domnul Aur. Bună dimineața! Așadar, o primă regulă pentru a circula în siguranță în aceste condiții de iarnă. Avem polei pe arii relativ extinse, avem de asemenea gheață pe asfalt. Care este prima regulă de care ar trebui să ținem cont? Păi, în afară de faptul că trebuie să avem cauciucuri de iarnă, dar trebuie să ținem cont că aceste pneuri, cauciucurile de iarnă, au o mare, mare problemă. Când suntem pe zăpadă bătută, avem aderență foarte bună, în schimb pe polei aderența este foarte, foarte mică, brusc foarte mică, dacă nu avem cauciucuri cu cuie. Cauciucuri cu cuie nu prea avem, mai puțin practicate, să zic, în zona noastră. Mai mult trebuie să știm că gheața neagră, poleiul, apare exact în jurul temperaturii de 0 grade, minus 2, minus 3 grade, poate chiar la plus câteva grade afară dacă solul este rece, ceea ce înseamnă că suntem în zona de aderență foarte, foarte mică, pentru că, de fapt, cauciucul nu alunecă pe gheață, ci alunecă pe un strat de apă format între cauciuc și gheață, ceea ce înseamnă, din nou, că atunci când temperatura este ridicată, adică în jur de 0 grade și nu de minus 20 de grade, avem aderența cea mai mică. Cum testăm această aderență? Trebuie să știm că mașinile moderne au tot felul de sisteme care ne ajută. ABS, SP, controlul tracțiunii, și în același timp ne și anunță la bordul mașinii, avem un bec care se aprinde, la unele mașini chiar avem și semnal acustic, deci piuie, se întâmplă acel semnal care ne anunță că sistemele au intrat și au funcționat, în mod special SP-ul, ceea ce înseamnă că am fost la limita aderenței sau chiar una sau mai multe roți au fost blocate pentru foarte puțin timp. Dacă știm aceste informații, trebuie să mai știm că atunci când ne apropiem de intersecție sau de curbă, de viraj, avem aderența cea mai mică, pentru că stratul de gheață de polei a fost solicitat de toate mașinile și s-a încălzit puțin, o încălzire relativă de un grad 2, care înseamnă exact acolo unde am nevoie de aderență, nu am aderență, la trecere de pieton, la intersecție, în viraj, sau când trec de pe drumurile dezăpezite sau drumurile pe care s-a dat cu soluție și intru pe drumuri laterale, să mă aștept că acolo nu a fost dat cu soluție și pot să ajung brusc pe gheață, de pe asfaltul ud pe gheață. Practic înseamnă multă anticipare, multă pricepere, atenție foarte mare
și să mă aștept în orice moment că pot să rămân practic fără aderență sau la aderență foarte, foarte mică. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, extrem de prețioase aceste sfaturi, mai ales în această dimineață. Mergem mai departe, avem, doamnelor și domnilor, cod galben de polei în sudul țării. Denisa Țicu în acest moment în direct cu toate explicațiile. Denisa, sunt numai puțin de 10 județe din jumătatea de sud a țării care au primit această avertizare de polei. Așa este, continuă să plouă, Linda, în jumătatea sudică a țării. Meteorologii au emis în urmă cu doar câteva minute o astfel de atenționare, cod galben de polei pentru zona capitalei. Mare atenție, așadar, continuă precipitațiile și în București. S-a depus deja pe timpul nopții un strat destul de gros de polei. Iată așadar că meteorologii au venit acum și cu o alertă. Cod galben, atenționare tip nowcasting, până la ora 11 rămâne în vigoare. Și până la 12 rămâne în vigoare codul galben, emisier de meteorologi valabil pentru zona vestică a Carpaților Meridional, dar și pentru Banat și zona vestică a Transilvaniei, aici unde de asemenea vor mai fi precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță, vor fi condiții de depunere a poleiului, iar în zona montană vor predomina ninsorile, e drept la mai mult de 1800 de metri altitudine. Vreme închisă astăzi în toate regiunile țării, cu precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, în nordul Moldovei, în zona de est a Transilvaniei și sub formă de ploaie și lapoviță în celelalte regiuni. Meteorologii spun că în urma acestor precipitații și cantitățile de apă ar putea fi mai însemnate în zonele montane, chiar până la 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile se vor încadra între minus 5 și cel mult 11 grade. Cel mai frig va fi în zona de nord a Moldovei, unde de asemenea vor continua ninsorile pe parcursul zilei de astăzi, cea mai ridicată valoare termică în zona litoralului. În București vor fi 2 grade, va ploua pe parcursul zilei, va fi vânt puternic care va face ca temperatura resimțită să fie mult mai scăzută. Linda.